Salut și bine v-am găsit la episodul meu de Valdinasti pe Una Games. Eu sunt Oleg și uite că urmează, vom face ce am făcut de mult, vom debloca tehnologii. Dar până una alta vreau să vă urez la mulți ani, sănătate, tot ce vă doriți în noul an, pentru că este primul videoclip de pe 2022. De asemenea, vreau să-mi cer un pic scuze că am întârziat pe canal, n-am mai apărut de ceva vreme, pentru că a fost un pic răcit, în continuare sunt răcit, dar sunt spre vindecare. Și am zis, hai să începem în forță. Astăzi mi-am propus să facem la tehnologie, aici avem o chestie foarte interesantă. Avem, cum știți voi, că trag foarte tare pe jocul ăsta. Vă tot îmi spuneți voi în comentarii că de ce nu mai apare, ce mai apare. Trebuie să joc foarte mult ca să facem puncte de experiență. Avem o dată aici pe Building Technology, da? Suntem la 7000 din 7500 și avem o dată aici la Production, avem 3304 din 3500. E, am prins o misiune să căutăm pe pietra asta cu 27 de metri, 20 de metri, unde ești, mă? Pă, cum că am apăsat, mă? Ingvar. Da? Asta mi-a cerut două topoare de, ia să vedem. Thank you. Da? Și uite. Și am deblocat, am dat din prima 200 de puncte de aici, am dat deja 200 de puncte de Production Technology și am deblocat Workshop 3. E, ca să facem puncte aici, varianta simplă era să fac simplu, care și durează, este să facem crafting, să facem cooking. Și varianta a doua, cea mai ușoară, dar este cea mai greu de găsit, este căutăm misiuni, să le facem și primim puncte. Am mai primit așa ceva puncte pentru treaba asta, am primit unde? La building. Mi-a cerut unul să-i fac rost de un ciocan de cupru și mi-a dat încă 200 puncte aici. Da? În rest trebuie să facem, să adunăm o grămadă de chestii de pe aici ca să facem puncte. De asta și tot am mânat episoadele cu Medieval Dynasty. Deși mi-ați cerut și multe voi mi-ați spus, băi, vrem cu Medieval din astea, ce faci Tarzan, unde te duci? Am zis, bă, ca să apară un content în jocul ăsta, trebuie să fac mult joc în afara filmării. Și, într-adevăr, zilele astea, că tot am fost un picuț liber, am jucat un pic mai mult Medieval din astea și acum când am văzut această misiune, am zis, gata, că am găsit și material de episod. Pentru că am deblocat o tehnologie nouă, vom construi Workshop 3, deși e puțin cam complicată treaba, pentru că deja se lucrează în el. Dacă ne apucăm să-l facem acum, probabil că o doamnă parcă e acolo, va pleca din locul de muncă, dar nu e problemă că facem noi altceva până să face ora 5, când pleacă de la serviciu. Hați? Ia să vedem. Da, între timp treaba merge foarte bine în sat, am o grămadă de copii și au început să apară și copiii mai mărișori, de 7-8 ani, copii care eu i-am văzut pe la focul de tabă, pe la focul de, pe la campfire pe acolo sau pe la canapele și am crezut că zic, mamă, gata, cam, dar nu, încă nu se pot pune la treabă, undeva la 18 ani pot să lucreze pentru noi. De asemenea, mai aștept să vină, uite, aici este vorba de workshop-ul ăsta. Da, lucrează tanti acolo, nu o deranjau deocamdată, pentru că după ce termină treaba, atunci ne vom ocupa și de treaba asta. Am făcut aici gardul frumos, am mai pus felinare, da, și în partea asta, de exemplu. Uite, mă merge pe... Da, și în partea asta am pus felinare până aici jos, să vadă frumos așa aleea. Și de asemenea, ce am mai făcut eu pe aici este că am mai izolat pe aici, pe acolo, cu limestone. Cam asta am făcut eu în asta, restul ceva misiuni, chiar am fost și la vânătoare, am omorât un urs iar, niște și doi lupi. În continuare am eu așa o reținere față de lupi, încă nu mă descurc cu ei, dar zic, băi, dar eu aici în față văd ceva. E unul care are nevoie de o misiune. Ia să vedem. Că oricum am nevoie de, am făcut rost de un villager, dacă ne uităm aici la management. Am 3796 puncte de Dynasty Reputation. Ca să fac rost de încă un om, trebuie să fac 14.000 aici, da? Dacă ne uităm puțin aici, uite câți copii am. Deja cea mai mare are 8 ani. Am foarte mulți copii. Aștept să pot deja acum la 0 ani. Ăsta, Leopold, este băiatul meu în joc. Ia să ne uităm și câte mame avem, că avem și o grămadă de mame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mame. Ceva de genul. E, că sunt aceasta la muncă, mai câștigăm și aici oameni. Ia mă, care ești ăla care ai nevoie de ajutor?
A, bă, ta ești, iasă, ce vrea? How are you? How are you? Cu ce te ajut? Vrea flax și lână. Nu e problemă, că avem. Întrebare întrebătoare, cine dă ea pentru treaba asta? 80 de puncte de Dynasty Reputation. Și 150 de... Apropo de bani. Uite cât bani avem noi aici. 35, au 40 și ceva de mii, dar am plătit 17.000 taxa de primăvară. Deci tanti vrea lână și cu lână deja avem. Și de asemenea vrea flax, 6 bucăți de flax. Hai să ducem să terminăm cu tanti. Mai luăm. De timp am deblocat la skill. Am deblocat, să vă arăt și acolo că să trec într-una între alta. Am deblocat la skill puncte, la diplomații și i-am pus aici. I-am pus aici pentru că acum am dat 60% puncte de reputație din astea de puteți și mai mult. Da? Că știi mai multe puncte. De asta am și pus, mamă, deci sunt așa un pic, n-am mai avut așa de mult. Și încă am așa dificultăți în a vorbi din cauza acelei răceli, dar sper să mă descurc cu episodul, să duc până la capăt. Bun. Hai să vedem cu flaxul, care e treaba cu flaxul. Deci dacă mai am așa un pic cu bulbil, cu alte chestii, v-am spus, nu vreau să mă scuz, dar v-am spus încă sunt sub imperiul răcelii și sper să scap cât de curând. Bun, hai să vedem și am luat și flax. Uite, da, sunt deja copiii, sunt mărișori, dar nu pot, nu, încă nu lucrează. Asta e o problemă la 18 ani. Ia. Oricum, până atunci am o grămadă de bani, nu știu să fac atâția bani, alte chestii, că la un moment dat a început să, deci, a trebuit să vând din, de prin asta, pentru că nu avem ce să mai fac cu materialele, cu, ia tanti, ia de aici. Așa tanti, mi-a dat încă 80 de puncte de reputație, eram bine, 1000, deci, oricum mai trebuie 100... 33. Asta însemna încă să mai prind încă 2 misiuni. Da? Cam asta ne ocupăm. Apropo de animale, ia să ne ocupăm. Dacă le tundem pe astea frumos, elegant, avem pe 4, avem la noi. Stai pe loc să te tund. Să se fac o afură. Așa tati. Da? N-am mai vândut din oi, chiar dacă erau, cum spui, dacă sunt berbeci, pentru ca să adun lână la ei. Adevărul că am foarte multe animale. Am mai vând din ele că... Hai. Deci, la într-o zi n-am putut să intru aici, în zona asta, da? Și în partea aia și în partea aia erau animale puse în ușă, în poartă. N-am putut să intru, efectiv. Uite câte am pe aici. Stați un pic să tundem oile, ca lumea. Hai. Așa, tati. Ați. Bine, aștept în partea de alta acolo, mai am de cost. Hai, mă, tati. Ah. Dacă aș da și un E aici. Hai, tati. Uite, avem 47 de lână, tati. 47 de lână. Băi, și am un villager, o să mă duc, o să-l caut. Fantomă, tati. Deci, mi-a părea pus la un moment dat la bucătărie. Nu l-am văzut. L-am mutat la... Ce vă spuneam eu? Hai mă, cum ies de aici acum? Dacă lovesc asta? Ai mă, nu se poate. A? Hai da. Am luat suspentul în aer. Eu știu cum a pus ești aici, nu poți zice. Ia să facem următoarea șmecherie, dăm pe unul. Băi, stai că omor ăsta din greșeală. Dă... Așa mă. Iată o bucată. Mamă, dar cu toate fug, s-au speriat. Iată o bucată de... Apropo, hai să încerc să uităm dacă este la pescărie. Deci l-aveam pe unul, cu râ, parcă, Rasimir, nu știu cum chema. Deci apărea la bucătărie, acolo în față, la kitchen. Nu-l vedeam niciodată. Și zic, bă, unde-i mă ăsta? Zic. Și nu știu că ăștia au punctele la... asta, cum îi spune. La bucătărie. L-am mutat, l-am făcut schimb cu el la pescărie. Să văd dacă apar la pescărie. Dacă nu, este fantomă.
Ia să vedem. Uite aici livada mea cu toate culorile. Sunt curios dacă a apărut ăsta pe aici. Mamă, ce vreme a prins aici cu ploaie, cu... Ia să vedem. Dacă e acasă. Nu e. Asta că e fantomă. Hai să vadă ca să nu ziceți că vorbesc eu. Deci ne uităm aici la... Cred că la extraction ne apare, nu? Nu, sau la hunting. Hunting e cu fishing. Da? Herbert îl cheamă. Deci asta nu apare pe nicăieri asta. Da? Nu știu care e combinația. Dar unde dezapare, o fi până... Ia, o fi până apă aici. Nu uitați. Ciudat. Mai zis, nu a apărut ăsta. Nu a apărut, în sfârșit. S-a prins pe altă beculețe că n-a apărut la cum spune acolo, la kitchen. Și atunci mi-am dat seama, stai puțin că e o mare problemă. Că mi-e trebuiau punctele de cooking. Și acolo de-aia și pus, am pus 2. Tocmai ca să facă puncte de cooking. Mai găteam și eu noaptea, mai făceam cât era voia la... cum îi spune? Mamă, de ce vreme am prins eu aici. Cât erau ăștia la culcare, mai făceam și o mâncare pentru ei, în locul lor. Vă-ți? Ia, bag ușor. Da, uite, aici sunt 2. Aici sunt 2. Ia uite. Da? Treaba e bună. Vreau să văd o chestie. Păi, am început să cam să am umple astea pe aici și nu mai am ce face cu ele, deci mâncare la greu, 1858. Avem găles cu lapte. Ca să facem brânză, trebuie să-ți facă lapte asta, să brânzească, sau ceva de ăsta. Uite, carne, miere, carne la greu avem. Cred că m-a trebuit scot eu din vânătoria, pentru că am foarte mulți vânători și nu cred că stăm bine cu ei acolo, pentru că nu au ce toată carne. Ai piele ca piele, dar carnea... iar aici 3744.000. Aici am mai dat un pic din ele, le-am mai vândut. Am fost și în mină. Am fost și în mină ca să, uite, avem făină la greu. Uite câte haine avem. Ia bănuți, am strâns și ceva bănuți. O, 3300. Să fie primit. 38.974. Bine, dacă am fi rata, a fi cam taxa pe 2 ani. Da? Deci dacă n-ar face acum niciun ban, deși este impropriu să fac bani până acum, pentru că fac foarte mulți bani cu flaxul. Adică să aprinde lumina, înseamnă că să pleacă lumea acasă. Așa, tati. Așa, tati. Până să așez un pic, nu mai facem și noi ceva lună. Așa, tati. Și după aia ne apucăm să facem workshop-ul 3. Da, probabil că ne dăm mai mulți oameni, deocamdată nu avem oameni să punem mai mulți în workshop. Dar în schimb îl facem ca să fie făcut și mai rămân câteva tehnologii și după aia mă gândeam eu să fac un sat de la zero, să caut o locație și să fac un sat de la zero, toate cădurile puse de la început, frumos aranjate. Am prins așa o locație dreaptă, să vedem dacă reușesc să fac și treaba asta. Sau mai face o schiță, ar fi momentul în care cresc copiii mari, să mut acolo copiii. Să fac un fel cum era, cum a apărut orașul sau municipiul, nu știu cum e acum, în Surăței. Am văzut la televizor că în Surăței, de lângă Brăila, a apărut ca o localitate pe un deal, ca o comunitate pe un deal, dintr-un alt sat. Oamenii se căsătoreau, mergeau acolo sus și făceau casă. Asta se numește în Surăței. Am văzut la televizor ceva de genul ăsta, să fac și poate fac un... al doilea orășel, deși, ia să vedem, gata. Cred că am greșit un picuț când am făcut case de 4. Mă uitam într-o zi, uitați-vă, ne uitam un pic aici la clădiri, dacă ne uităm la case, dar la astea cu 4 din 4, deja avem full, da? Mai aici mai pare un copil, mai pare un copil probabil. Cred că trebuia făcut, la început trebuia făcut case cu 3. Da? Ca să fie full. Aici probabil că decât o singură femeie sau un singur băt. Aici uite, deja un cuplu, o să apară un copil. Aici deja un cuplu, unul singur. Da? Ceva de gen. Bun, hai să ne ocupăm un picuț de workshop-ul ăsta, să-l facem. Și în primul rând m-am dus deja până aici, pentru că asta ce presupune
Deci suntem la workshop 3, prima dată ne trebuie și anume 8 log. Haideți să luăm 8 log. Păi, dar o să opreste ploaia asta, mă. Cați. Îi dăm de aici, de aici, de aici, de aici, de aici și mergem log avem la greu. Și facem așa. 7, 8. 20 de kilograme, nu-i problemă la noi. Ar putea să mai gândim după aici ce avem noi? Am luat la mine... A, acum am văzut. Să mai vând, dar mai, am mai dat din ele. Așa, tati. Am văzut, avem foarte multe semințe. Foarte multe semințe avem și le-am mai dat din ele să scap de o problemă. Hai, tati. Tarzan, stai aproape că avem de cărat materiale, probabil. Acum să curăț ce materiale trebuie ca să construim. Am aici frumos emoțiune, pentru că de aici a început toată aventura, aici a fost casa mea inițial. Am zis așa, am zis așa și hați odată. Ce a făcut? A rămas... A rămas blocat aici. Ia să vedem, ne-ai Tarzan? Care e combinația? Uite, putem să mergem. A? Dar pot să cobor de pe cale, să vedem. Dar nu mai mergem înainte înapoi. Stai un pic, era și foame un picuț. Care e șmecherea la cu el? De sac de ciuită în halul ăsta. Uităm aici puțin prima dată la mâncare. La apă, hai să dăm un pic de apă prima dată. Am mâncat din greșeală. Nu pot să mai merg pentru că am foarte multă greutate, mă, acum am văzut. Băi, băiat, mi-a dat jumătate din materiale, mă. Băi, ce m-a speriat. Uite, mi-a dat scândură, mi-a dat foarte mult lemn. Acum am văzut, mă. Șocarea, am crezut că s-a... Ia uite-mă, mă, ce fac eu aici. Băi, băiatule, ce m-a speriat eu. Stați un pic așa să luăm, parcă pe 3 aveam ciocan. Deci ne trebuie așa, stone, log și pe acoperiș ce e. Plank. Așa, tati, stai mă că lopă, stați un pic așa. Băi, ce nu știam ce se întâmplă aici. Deci, la momentul că am skill-ul ăla în care spune că dacă, cum îi spune, îmi dă jumătate de materiale când dărâm ceva. Și nu știam ce se întâmplă, tati. Deci nu pot să mai meargă prietenul. Oricum, de problema de materiale, nu știu acum la piatră, dar la piatră cred că am făcut și acolo rost, pentru că am fost în mină. Am săpat foarte mult în mină. Aici jos e logul ăsta. Hai, tati, că avem. Mamă, ce mă speriasem eu aici. Hai să punem jumătate din astea ca să ne complicăm. O dată. Stai mă sus aici. Așa, tati. Hai că am făcut un pic de acoperiș. O dată aici. O dată aici. O dată aici. Așa. Sus așa e gata. Păi cred că cu logul e gata, cu lemn. Aba, dar mai... A, nu mai am lemn, stai că nu mai am lemn. Stai mă, stai, nu fi nervos. Nu fi nervos, mai avem lemn la noi. Îi dau și cu... Cred că nu ajunge 6 bucăți. Aici am pus, aici am pus. Am pus și sus. Așa, tati. Aici am pus, bă, cred că e gata cu... uite, și aici trebuie. Și aici, și aici, și aici. Cred că e gata. În schimb, trebuie foarte multă piatră. Hai, tare, dacă avem de cărat. O să facem acum pe întuneric, tocmai ca să nu avem probleme, ca să scurească și dimineața să aibă unde să lucreze. Hați. Frână un pic aici. De ce stai, mă, cu toarța acolo? Caută el. Bună, ce faci? Vă ieși cu mine?
Timișoara. Aici ce sunt? Mă cunoști? Sunt primarul. Nu vrem o să zic. A, ce faci? Singurica? Singurica? Mamă, deci nu am niciun text de agățat, frate. Hai să plec, că n-a... Avem acasă, nevastă, copii. Copil, pardon. În joc, acasă, la atâtea am copii. Bun, ne trebuie plank. Plank la greu și piatră. Stone, 198. Asta, bine, tati. Hai să începem cu piatră. Hai să lăsăm de aici logo. Hai să punem un Tarzan. Tarzan vine cu acea, ca să băgăm să care piatră mai mult. Ați. Nu fi nervos. Dă la mine logo ăsta. Dă la mine blana asta. Am fost la vânătoare cu el și ăsta am acolo blană. Și am zis noi să-i punem stone. Ia de aici Tarzan. Deci băi, a născut soția lui Tarzan, dar tot iapă. Așa că va trebui să o vând pe soția lui și să păstrez. Vreau să păstrez un backup pentru ăsta, cum este, pentru Tarzan, dar dacă nu a fătat un băiat, ce să-i fac? Un armăsar? Am zis noi că întâi golim asta, îi dăm și cu asta. Și de asemenea am zis noi că mai luăm stone, uite și plank, dar stone sunt prima dată. Mergem așa, ia să putem să înaintăm. Aici e destul de greu, dar hai să vedem. Hai Tarzanel, că avem treabă. Întoarcem aici în față, uite, ca la depou. Întoarcem ușor, ușor. Băi, deci îmi place tare chestia cu lumini. Deci nu pot să vă spun ce mândru sunt de instalația de nocturnă. Da, din sat. Toți. Cred că trebuie să pun și aici un felinar ceva. Hai. Păi acum sper să-mi ajungă. Eu zic că mi-ajung 198 de pietre. Cred că mi-ajung. Mai s-am făcut foarte mult pentru că am fost în mină și am săpat. Bine, a fost mai mult când trebuia și bronz să-mi fac coasă, să-mi fac, cum îi spunem, ciocanul ăsta șmecher, da? Și tot găseam. Și bine, acolo în mină mai am o singură fată, o singură femeie, pentru că cam toate au plecat în creșterea copilului, da? Toate au născut și atunci nu prea mai am personal. Ei, mai trebuie să mă întorc de la treabă, de la... Așa, poate mai punem acolo 6 mineri. Așa, tati. Bă, cred că uite, aproape am trebuit cu asta. Ce bine stau. Ce bine stau. Ce înseamnă să ai materiale? Am început și asta, te-am și adunam și iar acum... Nu, uite, tati, chiar am tot ce îmi trebuie. Și am văzut și la bani. La bani chiar am o grămadă, nu știu ce face bani. Ce să mai cumpăr? Am fost acolo pe sat, tocmai ca să eliberez un pic... Bine, vindeau și ăștia la magazin, dar ca să-i ajut un pic. Păi am trebuit cu piatra. Îmi trebuie acum plank, 36 plank îmi trebuie, nu? Dacă așa am socoteala mea. Hai Tarzan să luăm și plankul. Pardon Tarzan, nu te duci. Cam norăvaș Tarzan ăsta. Ușurel. Ușurel, ușurel am zis. Hai pe aici. Auzi, mă bulevard tati, mă bulevard. Vreau încercat pe aici pe stânga să fac ceva frumos, ceva... Să pun niște pomi, fructiferi. Nu merge, tate, că e prea mic spațiu. Deci, n-am mers mecherea. Am să fac ceva așa elegant, să fie mai frumos în orașul nostru, dar n-am vrut, n-am mers treaba. Scăpăm de pietre și luăm 36 plancuri, am zis, nu? 36 de... Bang, plancuri. Uite că am 200... 32, 33, 34, 35, 36. Acceptat. Mergem pe jos, dar suntem destul de greu, suntem destul de grei și atunci tot cu Tarzan îl luăm. Hai. Dacă întoarcem pe aici pe câmp. Ați ușor. Bang, hai, ușor. Hai. Hai, Tarzanele. Băi, seamănă mult acasă, frate. Deci mai mult acasă seamănă noul atelier, noul workshop.
Dar în schimb, nu m-am uitat ce tehnologie deblochează. Ia să vedem. Terminăm acum acoperișul și ne uităm ce tehnologie aduce noi, ce putem face în plus față de cei până acum. Ia, vezi? Hop. Ușor, Tarzan, nu fi nervos. Nu prea te-am mai băgat la televizor. Am face aici audiență un picuț. Ia. Și mai aici. Să merg înăuntru, cred că nu ajung de aici de jos. Asta ne chinuim. Imediat Tarzan, nu fi nervos. Bă, aparent aceleași unelte, doar că acoperișul e de scândură și pereții sunt de piatră. Asta e bine pentru că la piatră se poate strica mai greu. Da? Bun, e gata workshop 3-ul pe care l-am deblocat. Următoarea tehnologie pe care noi trebuie să o deblocăm pe partea asta de building. Nu la building l-am deblocat eu, în partea asta la altă, la production. La producție, la producțiune. E Smithy 3, trebuie să ajung neapărat la tavernă. Dar am 10.000 de puncte și sunt abia la tavernă, 10.000 de puncte și sunt abia la 3558. Da? De asta vă spuneam eu că durează mult ca să fac un episod în jocul ăsta. Probabil că o să mai fac ceva live-uri cu el, că acolo să mai stăm de vorbă, să mai ne jucăm, dar jocul devine repetitiv la un moment dat. Bun, hai să ne uităm, noi am zis ce ne aduc tehnologii noi la workshop. Avem coșuri la greu, roată. 40 de monede pentru roată. Hai să luăm pe toate la banii noștri. Hați, hați, hați. Asta, 50 de sticlă de bere. Aia. Sticlă de ce asta, așa, și de vin. Da, deci asta a fost tehnologia pe care a deblocat. La Smithy vom debloca fierul. Deocamdată nu putem să prelucrăm. Putem să extragem fierul, dar nu putem să-l prelucrăm. Da. Asta e o mare problemă. Adică facem bare de fier, dar mai mult de tot facem, pentru că nu putem să deblocăm Smithy 3. Da, bun. Hai să facem și să-i asociem și oameni înapoi. Să vedem care stă degeaba pe aici. Eu cred că ea era. Are și... Ia să vedem. Îi dăm un loc de muncă aici și îi dăm pe workshop 3. Unde e mă tăte workshop 3 aici? Deci nu mai banghesc. Bang, 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 bang. Nu mai văd, mă. Unde este? Nu apare... Dă să intrăm invers. Hai să intrăm pe clădiri. Hați, intrăm pe producție, workshop 3. Deci putem să punem tot doi oameni, deci nu mai mulți oameni, tot doi rămân, ca înainte. Și... Pătanti. Craftman. Mai trebuie să punem unul. Dar nu știu că mai avem noi pe aici, avem un liber. Nu toți sunt copii. Dar nu avem oameni liberi, deocamdată așteptăm să mai vină din creșterea copilului. Și am zis, noi să facem și următoarea șmecherie, dacă tot te-am dat, să facem și de alea scumpe. Workshop. Hați. Și să deblocăm, dacă tot am deblocat asta. O, sticul la greu, asta n-avem sticuri. Clay. Da, asta, da. Hai că mergem pe clay, pe asta avem foarte mult clay. Asta tot clay. Sticle tot cu... A, sticle de bere, da, tot cu clay. Mergem să le facem pe astea. Aici mergem... A, că nu e deblocat aici. Păi și roțile din plancuri. Așa, tati. Hai să facem și... roți. Nu? Să vedem ce vinde. Și coșurile, dacă nu le facem, pentru că vor foarte multe sticuri și nu prea am sticuri, nu știu care e combinația, rămân mereu fără sticuri. Da? Le-am dat să facă și de-astea, că dacă tot le-am deblocat și avem și asta. Bun! Păi cam atât pentru astăzi, am făcut un episod treaba asta, da? Am să adunat puncte din misiuni. Acolo trebuie și pentru reputație, trebuie și pentru tehnologii. Deci vă recomand să faceți treaba asta pe lângă ce e pe aici. Hunting Lodge, ce n-are? Ce n-are? Hai că vreau să închid episodul și n-are cuțit. N-are cuțit? N-are cuțit? Le fac acum cuțit imediat după ce termin episodul. Mai sunt pe aici misiuni pe hartă? Uite, mai una la Hornica, la Branica, da? O să mă duc pe acolo să mai aleg după misiuni, poate cine știe, mai găsesc, da, să-mi dea puncte, să pot să deblochez mai ușor tehnologiile
Că dacă nu, te să aștept să fac timp puncte din, din activitățile pe care le are fiecare specifice. Bun, cam atât pentru asta. Dacă a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Vă salutare să-și călduresc la mulți ani 2022!